Luni 10 mai 2021, la nivelul întregii țări, a început recensământul general agricol, recensământ pe care îl desfășurăm o dată la 10 ani, din momentul în care România a devenit membru al Uniunii Europene și a semnat anumite angajamente, respectiv acquis comunitar. Printre informațiile recenzate sunt cele privind exploatația agricolă, modul de utilizare a terenului, efectivele de animale, adăposturile pentru animale, gestionarea dejecțiilor animaliere, agricultura ecologică, persoanele care au lucrat în agricultură. Informațiile de care avem nevoie în urma recensământului sunt cele legate de suprafețele agricole pe care le utilizăm, a suprafețelor care fac obiectul subvențiilor, a suprafețelor aflate sub restricții de mediu, recenzăm efectivele de animale, adăposturile, dotările exploatațiilor agricole, precum și mașinile și utilajele agricole pe care le dețin fermierii. Recenzăm de asemenea indicatori de agromediu, numărul persoanelor ocupate în agricultură, precum și măsuri de dezvoltare rurală. Când vorbim de măsuri de dezvoltare rurală, ne referim la persoanele care au beneficiat de consultanță agricolă, de cei care au beneficiat de anumite proiecte derulate prin Planul Național de Dezvoltare Rurală. Toate aceste informații sunt necesare în vederea monitorizării și evaluării politicilor agricole comune. Au de asemenea în vedere politicile pe care le-am adoptat, dacă le-am adoptat bine sau mai puțin bine, și sunt menite să creioneze viitoarele politici agricole. Capul exploatației agricole are obligația să prezinte un act de identitate și să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete, fără a obstrucționa activitatea acestora. La nivelul județului Suceava lucrăm cu un număr de 942 de recenzori, respectiv recenzori șefi, pe care i-am selectat și instruit împreună cu colegii de la statistică, cărora le mulțumim pentru colaborare. Trebuie să menționăm faptul că persoanele care vor fi recenzate nu trebuie să aibă niciun fel de stres vis-a-vis de datele personale. Acestea sunt criptate în aplicațiile pe care le folosesc recenzorii. Avem nevoie de colaborarea și deschiderea maximă a acestor fermieri și a persoanelor care vor fi recenzate, pentru că e foarte important ca datele să fie cât mai clare, cât mai concise, să reflecte realitatea. Constituie contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, obstrucționarea persoanelor implicate în efectuarea înregistrărilor și controlul datelor care fac obiectul cercetării statistice, refuzul furnizării informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ, precum și furnizarea de date și informații eronate.